Sunt, e frumos planetariu, este cochet, neîncăpător vara, însă iarna ar putea primi mai mulți vizitatori și m-am gândit să completez reprezentațiile de la planetariu cu niște momente poetice, lirice, explicate științific. Să rămânem în domeniul cunoașterii, să rămânem în domeniul prezentării aștrilor. Temele astrale din poezia românească sunt numeroase, foarte, foarte interesante. Eminescu, nu? Are câteva poezii în care temele astrale sunt centrate. Și eu zic că merită să legăm acest lucru de planetariu. De exemplu, într-o frumoasă poezie a lui Eminescu, în care vorbim de Luceafăr, de exemplu, să venim și să explicăm ce este planeta Venus, unde se află, ce istoric a avut în cunoașterea umană și cât de important a fost pentru anumite momente ale vieții, ale evoluției, ale istoriei omului, cât de important a fost momentul ăsta al cunoașterii planetei. Cum îl aducem pe Eminescu printre stelele planetarului? Îl aducem pe Eminescu între stelele planetariului cu poeziile sale, bineînțeles. Îl aducem și îl explicăm. Îl prezentăm oamenilor ca un cunoscător al fenomenului astral și al bolții cerești și îl aducem ca un traducător al frumuseții acesteia. Îl aducem nu numai pe Eminescu, aducem și alți poeți români care au luat această temă în considerare și nu numai că îl aducem și îl prezentăm, îl explicăm, facem legătura cu proiecția ce urmează respectivului moment poetic, proiecția științifică, proiecția ce ține de cunoaștere. Eu v-am întrebat cum, tehnic, ce se întâmplă la planetariu? Tehnic înseamnă un actor și avem o colaborare cu Georgiana Rusu. Un actor vine și recită o poezie, un muzeograf vine și explică anumite elemente ce sunt luate în considerare în acea poezie, elemente științifice, elemente care au conotații foarte interesante în ceea ce privește legătura între cunoaștere și revelație. Cum ajunge un om de știință la concluzia că e nevoie de poezie la planetariu? Nu mi-a fost ușor. Eu nu sunt foarte pregătit, nu sunt foarte dezvoltat în partea asta lirică, în partea asta de sensibilitate sufletească, cum mai este numită. În ceea ce mă privește, țin foarte mult la o prezentare să aibă acuratețea științifică. Totuși, am învățat în ani de zile că știința trebuie să fie promovată, propagată și să tenteze. Iar oamenii au o predispoziție importantă pentru lirică, pentru poveste, pentru fantastic, o predispoziție ce ține de imaginație, ce s-a dezvoltat din imaginația noastră. Ăsta este motivul pentru care am constatat că știința trebuie să fie nu vândută, ci prezentată, tentantă, iar momentul liric este unul din mijloacele prin care o facem tentantă. Anul trecut am colaborat și a fost foarte, foarte reușită colaborarea cu Asociația Culturală Georgiana Rusu. Am montat o piesă de teatru în planetariu. Am avut și alte colaborări în delfinariu. Anul acesta ne gândim să adăugăm un moment liric proiecțiilor de la planetariu. Mai mult, ne gândim, bineînțeles, în continuare, să facem un spectacol la planetariu. Un spectacol în care se va îmbina lirica, în cazul prim poezia și explicația științifică, care să fie legată de aceasta. Conotația lirică a tot ceea ce înseamnă cunoaștere este legată de factorul uman. Noi oamenii cunoaștem cu un sentiment care are și o componentă emoțională puternică. Ăsta este motivul pentru care găsesc această îmbinare o perfecțiune de a transmite pe calea emoțională, găsesc că se transmis pe calea emoțională
un mesaj al cunoașterii. Așa cum a spus și domnul Bâlbă, este o idee foarte, foarte interesantă aceea de a combina poezia lui Eminescu cu tot ceea ce înseamnă astral. După cum bine știm, Eminescu îmbină dragostea cu tot ceea ce înseamnă natură, iar pentru mine ca actriță este, poate fi doar o provocare să scot în evidență lucrurile astrale din poezia lui Eminescu. Ne gândim să vin împreună cu alți colegi ai mei aici în cadrul planetariului să recităm câteva versuri din, fie din Luceafărul, fie din poezia La Steaua, fie din alte poezii care ne vor ajuta în acest sens. După care domnul director Bâlbă să ne spună ce înseamnă aceste versuri din punct de vedere științific, dacă există o astfel de legătură.